De ce tot eu? Tatăl ei că să-și facă o mască din pastă de dinți. Nu! Păi ce faceți aici? V-am prins! Ce faci? Ce faci, Eri? Salut! Salut! Păi tu ce faci aici, băi, tate, băi? Băi, ieși afară și tu! Deci, fii atentă! Abonații de pe Instagram și nu numai, chiar și cei de pe YouTube, am ales și câteva comentarii de pe YouTube, ne vor controla viața. Cum adică ne vor controla viața? Ei, nu chiar o să ne controleze viața, dar ne-au dat să facem niște provocări, așa că hai să mergem dincolo ca să dăm drumul la challenge! Voi până atunci nu uitați să apăsați butonul de like și, bineînțeles, să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Zic să înceapă, să înceapă... Extracția! Bine atunci, bagă mâna și extrage de acolo un bilețel, pe care îl vrei tu. De unde? De unde vrei, nu contează. Extrage ceva de acolo. Ia. Albastru. Albastru să fie. Erica să deseneze un iepuraș. Codrin să deseneze o căsuță. Deci tu poți să... Eu să deseneze o căsuță. Deci Erica, tu trebuie să faci un iepuraș. Și tu, Odine, ce trebuie să faci? O căsuță, dar Erica, urechile trebuie să le fac deja. Una... Adică și tu știi să faci un iepuraș, mă duc să aduc... Eu nu știu să fac un iepuraș, dar măcar o casă! Păi, un iepuraș eu îl desinez în 2 minute. 2 minute? E prea mult 2 minute. Marilena, mulțumim pentru mesaj. Haideți să dăm drumul la probă! Repede, hai. Repede! Cine desenează cel mai repede? Hai, hai să vedem! Ia uite, Udine, ce viteză are! Mamă! Tati, fătăreți mai drept, tati! Așa? Hai, repede, repede, repede! Opa, face acoperișul, Odine! Tati, cât mai simplu trebuie să-l faci, cât mai simplu! Dar practic era terminat căsuța! Dar nu i-a făcut ușa la căsuță, mami! Ba da, i-a făcut, uite! A, asta, asta era ușa? Da, e o ușă! Super! Deci, mami, ce zici? Cum s-au descurcat? Foarte bine, aveți 10 puncte fiecare! Deci, Erica, este rândul tău, ai extras bilețelul pe care scrie... Ia să vedem ce scrie, ce scrie, ce scrie. Dar să fie obrasă, să facă ceva în mod normal, nu, ce nu are să facă. Ai auzit, Odine? Ce? Trebuie să faci ceva ce în mod normal nu ai avea voie să faci. Adică trebuie să fii obraznic. Doar atâta poți, Odine? Doar atâta poți? Atât de obraznic ești? Doar atât de obraznic? Dar tu poți mai mult! Cum faci tu că te enervezi? Odine, să știi că ai fost obraznic, dar nu mi-a plăcut deloc cum ai dat cu piciorul în cățeluș. Asta nu-mi place. Ridică înapoi toate astea pe care le-ai dat jos și să trecem mai departe la următorul bilețel. Oare ce mă pun abonații să fac? Am luat 3 bilețele. Nu puteam să facem treaba asta. Da, ce ai făcut? Mănâncă măr cu sare. De ce nu putem să facem treaba asta? Nu pot să mănânc măr. De ce? Pentru că nu pot să mănânc măr. De ce nu poți să mănânci măr? Nici măcar într-o parte nu poți să mănânci? Doar dacă dai răzătoare. Atât? Așa facem. Sau ai bucățele foarte, foarte mici. Deci, mami are aparat dentar pus și chiar astăzi a fost la un reglaj, i-a schimbat arcul și a spus... Astăzi este mai ceva ca până acum. Și a spus că n-are voie să mănânce nimic tare, așa că îi vom rade măr cu sare. Haideți! Se ia o răzătoare, se ia un măr și se trece la treabă. I-am făcut cel mai moale măr posibil. Poftim, mami, deja? Pentru tine, da, m-am mișcat foarte repede. Măr cu sare. Hai, hai, mama! Hai, mama! Eww! Hai, 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 hai! Hai, mami! Du-te, 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 du-te! Eu zic să lăsăm lucrurile sărate pentru cei cărora le plac lucrurile sărate și noi să trecem la următorul bilețel. Cel pentru mine. Ia să vedem. Stânga sau dreapta? De unde se extrag? Din dreapta, stai. Mâna dreapta. Asta e dreapta, deci băgăm mâna aici și scoatem bilețelul pe care scrie
Deci nu pot. Atât de norocos sunt. Ai dreptul la o bine meritată pauză. Adică nu înțeleg. Ce înseamnă pauză? Adică tu nu faci. Înseamnă că eu runda asta am spus pas, pas, pas. Să trecem. Este rândul tău, Odine. Extrage prețelul. Vai, bine, am emoții. Tot am bol. Am emoții. Stai relax. N-am nimic pentru. Deci, Odine, n-ai nimic, ești tu. Yay! Hai, Erica, ia uitați. Odine, relaxat-o! Este rândul de Erica. Ia să vedem ce provocare pică. Am extras. E mult acolo scris. Da. Ia o gură de apă și spune-le abonaților să scrie alte provocări pentru partea a doua. Adică să spun cu apa în gură? Da. Exact. Cum poți să spun apă în gură? Minunat. Serios, cum poți? Minunat. Am aici apă. Haide, Erica, că poți. Taci, Odine, taci. Hai încă o dată, încă o dată, că nu ți-a ieșit proba. Ai făcut aici jos apă, din nou, hai, hai, încă o dată, încă o dată, hai, Erica, nu trebuie să-ți umpli gura. Nu trebuie să iei o gură plină. Deci, le spui abonaților să-ți dea provocări pentru partea a doua, da? Hai! Eu zic provocări pentru partea a doua! Iupii! Ți-a căzut apă din gură! Hai, mama, acolo. Este rândul tău acum să extragi un bilețel. Ia să vedem ce provocare. Ce? Lasă-l pe următorul să extragă un bilet. Ia! Ăsta am să-l iau. E bine? E ce culoare? E mov, nu e roz. Este... Ai de capul meu. E roz de spate. Ești afară în haine de vară. Deci trebuie să ies afară în haine de vară, adică în pantalon scurt și tricou. Dar pentru că plouă. O să te duci pe terasă. El este băiatul care ne aduce vara. Aduce vara, aduce vara. Deja mi este frig. Nici nu vreau să știu cum este afară. Ce cu sandale? Ne luăm sandalele și ieșim afară. Ce frig! Plouă și afară, plouă, 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 plouă. Uitați-vă un pic la mine, cum am ieșit așa. Din cap până în picioare sunt îmbrăcat numai de vară, iar mami acolo zgribulește de frig. Da, se vede, se vede cum îți iese aburi din gură, dar să știi, mami, că eu mă simt foarte bine, chiar nu mi-este frig, nu mi-este frig deloc. Hai să mergem să dăm drumul mai departe la următorul bilețe. Mama, dă drumul! Deci mama m-a închis. M-a închis mama. Mami, serios, dă drumul, hai că mi-e frig. Hei! Îmi este frig, mama, gata! Și după o bine meritată baie de aer rece, să trecem la următoarea provocare. Este rândul lui Odine. Ia să vedem ce extrage de aici. Ai să bilețele? Ai luat două? Scuze. Așa, și ia să vedem ce pică. E ceva cu mine. E numele tău? Da. Ia. Tatăl Ierică-i, de ce tot eu? Tatăl Ierică-i să-și facă o mască din pastă de dinți. Nu! Eu zic că tati chiar are nevoie de niște încurajări din partea voastră, așa că apăsați butonul de like! Eu mă duc să-i aduc pasta de dinți. De-abia aștept să-l văd pe tati cu pasta de dinți albă pe față! Să copii și încur lacrimile. Ce rece-i? Te-am făcut roz. Uite ce e roz cu alb.
Ce rece se simte. Da, este mentolată pasta asta. Și ce bine miroase. Ai, îmi imaginez, cred că este o minunăție. Dar pe serios, față. Mie chiar îmi place. Ioi, ce răcorică e la mine pe față. Ce părere aveți? E gata? E bine, da? Nu? E gata? Da. Ochii mei. Mamă, dar ce mi-a... Trebuie să stați așa minim 2 minute, da? Nu pot să deschid ochii. Ai... Ioi, dar începe să mă piște, asta e problema. Hai, deschide ochii așa. Dar nu pot să-i deschid, tati. Voi așa ceva să nu încercați acasă. Deci, la început este bine, dar începe să te furnice pielea și să simți așa că e fierbinte. Eu simt că mă arde, așa că să mă duc să o dau jos. M-am întors mai reîmprospătat, mai fresh, mai mentolat. Și Erica, sunt roșu? Sunt roșu la față? Da. V-am spus că arde. Este rândul tău, da. Nu știa ce. Voiam să spun că să nu încercați așa ceva acasă cu pasta de dinți. Arde. Hai. Gata. Ia să vedem ce ai acolo. Lichește moșul și primești 50 de lei. Tati, vreau tu să mi spui. Să mă gândesc bine la un emoji cazul acesta, la ceva ce Erica n-ar putea să ghicească, pentru că, sincer, n-am chef să-i dau 50 de lei degeaba. Hei! Știu, fiți atenți. Moșul mustață? E moș Crăciun ăsta! Fix așa arată, e moșul acela. E moș Crăciun. Deci, Erica nu a ghicit! Păi dacă eu ți-am spus că fix așa arată, tu spui că e moș Crăciun? Asta este emoji-ul. Nu știu. Fix în ceață. Nu l-ai acum văzut niciodată. Nu l-ai văzut niciodată emoji-ul ăsta. Eu l-am văzut. Voi știați de existența acestui emoji? Scrieți-ne în comentarii dacă acum știați. Acum nimic. Ia să vedem ce-a mai rămas. De loc, ce-i asta? Ce avem acolo? Transformă pe tata în ce animal vrei tu. De ce iarăși eu? Asta este întrebarea. De ce iarăși eu? Eu, de ce nu Erica? De ce nu Codrin? De ce eu să mă transform într-un animal? Ia să vedem. Ce drăguț. Ce asta? Clipsucu. Da, asta nu-i curoniță. Ce animal e ăsta? M-ai făcut iepure cumva, mami? Voi avea eu un morcov drăguț așa, da, să știi că nu ești iepure. Ești ceva mai mare, puțin. Mai mare? Și care mănâncă morcovi? Dovori, ce ar putea fi? Ești măgar! Da, ești măgar, așa că comportă-te ca atare. Hai să trecem la următoarea probă. Oare ce o să-i cadă lui tati în runda asta? Hai, tati! Roșu sau verde? Ce să iau? Verde! Deci lăsăm roșu și luăm verde. Ia să vedem. Alege pe cineva cu care să faci yoga. Yoga, o mișcare de yoga. Ce trebuie să facem? Ce e mișcarea de yoga? Nu știi? Hai să-ți arăt, dacă tot nu știi, hai să-ți arăt cum se face yoga. Mama, dă mâinile, uite așa, eu mă pun așa și hai, un picior. Mi-e frică. Hai, fără frică. Dar nu acum, mi-e așa, frică, ne hai, ducem. Te ții, nu. Și acum, 1, 2, 3 și hai. Hai, încă o dată, hai că se poate. Hai. Dar trebuie să fii mâna întinsă. Eu o țin întinsă. Păi nu o țin întinsă. Hai. Au, și ce mă doare. Hai. Au. Hai. 1, 2, 3 și... Hai. Deci lui mami este frică să facă proba de yoga. Uite-ne pe locul acea tu. Vino, tate. Hai. Vine. Hai, pune picioarele aici. Am reușit să reproducem o schemă de yoga. Ce extragem o tine de acolo?
Ia să vedem ce l-așteaptă pe Udine tura asta. Întoarce. Pune-o pe mama să compună o rimă. O rimă. Două rânduri, mami. Două rânduri. Rimă să fie. Împerecheată. Nu contează. Ana are mere, dar ea merge la piață să cere mere. Oh, Doamne, nu mă pricep la asta. Ana are mere, are o poșă mere, de mere, și are trei de mere. Nu, nu mă pricep la rime, dar sunt convinsă că tu, tată, te pricep de minune. Nu este proba mea. Nu este proba mea. Deci, mami nu se pricepe la făcut rime, așa că vom trece la următorul bilețel pe care îl va extrage, bineînțeles, Erica. Voi până atunci, nu uitați să apăsați butonul de like și, bineînțeles, să vă abonați. Nu trebuie să închizi ochii, pur și simplu trebuie să alegi de acolo ceva, nu contează, chiar nu contează. Hai o dată, Erica, unu, nu două. Uite că l-ai dat și pe jos pe ăsta. Ăsta atunci. Nu s-a întâmplat nimic, Spune-i abonaților să apese butonul de like, păi, foarte simplu! Tocmai like am făcut abonați. Eu lucrul ăsta! Apăsați butonul de like! Mami! Ce îți pică, ce îți pică? Ce îmi pică, ia să vedem ce îmi pică. E tot răz. Am pus acât să mănânc ceva. Ai de măi, mănâncă o lingură de muștar! Deci avem muștar și o avem pe mami care în 3, 2, iuiui, mama! Hai că uite, abonați au promis că o să-ți lase acolo un mare like pentru proba asta, nu mai fi supărată! Mie-mi place foarte mult muștar, dar nu așa simplu! Ia să vedem următorul bilețel, extragem... Bilețel micuț, adică scris portocaliu și nu pot să cred că mi-a picat așa ceva. Deci nu pot să cred. N-am vrut să-mi pice mie această probă, dar din păcate eu va trebui să mă relaxez pentru că am trecut cu bine și această probă. Onoarea, te rog, ia-ți de acolo bilețelul. Galben. Ia să vedem ce i-a picat pe Udine. Galben. Ioi, de-abia se cunoaște, ia să văd. Ține în mână un cub de gheață pentru 10 secunde. Deci, ce faci? Ții astea sau ții ăsta? Alege. Ține-l. 10 secunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gata, Codrina a trecut cu bine de proba asta. Următorul. Iar este tu. Eu. Haide. Mai avem bilețe. Mai sunt doar două bilețe. Păi am zis, încă mai avem câte unul de fiecare. Hai. Opa, te provoc să-l faci pe Moș Crăciun din alimente comestibile. What? Ce? Așa era provocarea pe care am primit-o. Asta era mesajul. Deci trebuie să faci un Moș Crăciun din alimente comestibile. Cu ce avem în frigider, practic? Sau putem să facem din dulciuri? Am să mă descurc la proba asta. Mă gândeam că o să fie mai greu. Folosesc doar ketchup și M&M. Ia uitați. Îi fac burta. Ce-i, mami, ce-i? Nu, uite, sunt curioasă ce face Erica. Mi-a venit o idee. Hai să vedem. Ultimul bilețel pentru mami. Care este? Ce este? Asta e al meu și asta e al tău. N-am știut că mi-l dai. Hai. Tura asta ai scăpat. Să trecem la următorul.
Adică eu. Adică tu. Ia să vedem ce scrie aici. Eu am scăpat. Pune-o pe Erica să poarte hainele lui tati. Deci, Erica, trebuie să porți haine de ale mele. Ia să trecem la treabă. O să-mi iau o pereche de șosete. O să-mi iau și un plover. Haideți să vă arătăm colecția de iarnă cu haine oversize pentru Erica. Ia uitați-vă pe Erica îmbrăcată în hainele mele. Șosete și... Uite așa, ca să vadă mâine, păi dar cum? Ca un adevărat rapper este Erica acum, gata, uite. Acesta a fost videoclipul nostru de astăzi, iar vouă, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați. Și nu uitați să ne scrieți în comentarii dacă vreți să facem și partea a doua, scrieți-ne alte provocări pe care ați vrea să le vedeți pe canalul nostru. Gata! Erica te schimbă și ne vedem la următorul video. Pa, pa! Ești atât de surat? Ia să vorbim. Hai, gustă! Tu vorbești serios? Îți place chestia asta? Dar nu-l luat, cred că de unde trebuie. Nu e bun.